Bună, Luminița! Bună, Laura! Ce faci? Eu fac bine. De faptul că ai fost la coafor și te-ai pregătit așa pentru această... Spune-mă să mă știe toată lumea că m-am dus în sfârșit la coafor, am ieșit din casă. Lasă că știu că te-ai pregătit pentru această lunație, fiindcă... Pentru lunația asta, da. Da, contează foarte mult imaginea, da? Pentru energia aceasta a leului avem o lună plină în Leu, o lună plină foarte puternică, știi că noi am mai vorbit așa câte puțin despre ea, dar acum hai să vedem, să înțelegem despre ce este vorba. Are loc în data de 5 februarie, e vorba de ziua de duminică, la ora 20-28 este momentul maxim al lunației. Luna plină știți foarte bine că înseamnă această opoziție între Soare și Lună. Luna este în Leu, Soarele este în Vărsător și gradul la care are loc această lunație este gradul 1640. Deci acestea ar fi informațiile tehnice. Vorbim despre această energie a leului. Leul tot tehnic, așa ca să-ți arunc mânușa, da? Și să poți să dezvolți, este o zodie de foc, este o zodie fixă în același timp, ceea ce înseamnă că nu este foarte deschisă la schimbări, la ieșirea din anumite zone despre care vom vorbi și în același timp este o zodie yang, o zodie masculină. Ia să vedem cum simți tu această energie, Laura. Eu zic că este iarăși o lună. Adică vă zic și voi ziceți ce vreți despre mine. Puteți să ziceți că v-am înnebunit cu toate lunile astea speciale. Acum, ce-am reținut un lucru pe care l-a reținut de data trecută, mi l-a zis Luminița și l-am mai auzit, nu mai știu la care dintre astrologii pe care îi ascult, că această lună este cea mai departe de Pământ. Da. Este o microlună. Exact, este o microlună, da, exact. Este snow moon. Adică este snow moon, luna de zăpadă, exact. Luna de zăpadă. Că se pare că ne pregătim și de un nou val de zăpadă, așa încât... Pentru mine, simbolistica asta are o importanță, da? Este snow moon, ce înseamnă snow moon? Este luna din timpul iernii. O lună de zăpadă, ce poate să mai însemne, da? Că... poate să însemne și că este foarte indiferent că este mai departe de Pământ. Asta înseamnă că e mai aproape de Soare, nu? Exact. Sau cum? Care da, e mai luminoasă. Da. Ea este mai mică, pe de-o parte, dar pe de altă parte este lună plină fiind luminată bine. Este iarăși o lunație importantă. Iarăși pot să vă spun că nu mai țin minte aspectele. Pe care mi le-a zis Luminița și... Aspectul principal, care de fapt cel la care o să facem referire, este acel careu cu Uranus. Adică e vorba de două careuri lună, Uranus, Soare, Uranus, adică tensiuni. Tensiuni atât de la Soare cât și de la Lună vin către Uranus. Uranus poate să ducă aceste tensiuni. Uranus este puternic și cred că preia acolo, este ca un laborator alchimic, preia aceste tensiuni, le rearanjează și Uranus le retransmite altfel. Uranus fiind unde? Uranus este în Taur și zodia opusă unde este Uranus este, mă uit acum în hartă, este la gradul 15, deci foarte aproape, deci sunt niște aspecte foarte, foarte strânse și atunci dacă ne ducem la punctul opus unde este Uranus, adică gradul 15 Scorpion, poate să fie acea rezolvare a acestui careunte și tu fiind Scorpion, cred că te conectezi foarte bine. Adică rezolvarea acestei lunații este despre a săpa adânc. Despre a săpa adânc în noi, pentru că este din nou o lunație importantă despre noi. Exact. Despre sine, despre imaginea de sine, ce fac cu imaginea asta, cum merg mai departe cu imaginea asta sau o schimb, cât sunt eu de deschisă, cât am inima de deschisă, ne ducem la Leu, față de mine, cât de mult mă cunosc, ce viziune am despre mine. Dacă mă duc la Leu, gândiți-vă un pic că Leul este, în primul rând, Luna este în Leu, Soarele este în Vărsător. Ce este Vărsătorul? Vărsătorul este comunitate, este exact. Noi. Exact. Ce este leul? Leul este eu. Eu versus ceilalți, versus comunitate. Ceilalți suntem pe axă, pe de-o parte, eu să ies în față, vărsătorul zice, nu, stăm în spate. Stăm în spate și ținem de acolo și susținem de acolo, nu? Da. Și... Sau, de fapt, mă amestec în mulțime, nu mai mă separ, nu mai ies așa în față. Nu vadă toată lumea pe mine exact. Că am ieșit în față. Însă... Sau, practic, sunt acea voce a mulțimii, nu mai sunt acea voce, revin iar la vocea aceea care mi-a rămas în cap, vocea de la Lilith, nu mai sunt acea voce care se exprimă, care este auzită, da? Fac parte din acest cor al mulțimii. Știi care este, stai ca să spun apropo de asta, simbolul sabian al acestei lunații este vorba, se vorbește în acest simbol despre un cor de voluntari care cântă altfel în biserică, îți dai seama. De ce altfel? Pentru că eu, în leu, îmi dau voie să-mi deschid inima și să mă exprim pe mine din inimă cu toată inocența și iubirea copilului din mine, leu, și îmi dau voie să mă exprim pe mine în această comunitate. Nu mai ies în față, cum iese leul singur. Da? Leul, adică nu toți leii, dar ca leul să fie, hai să zicem așa cum este el construit, un lider adevărat, el iese în față pentru comunitate. Dar acum nu mai ies singur în față, ies cu voi toți, vocile mele, apropo de simbolul sabian, vocea mea individuală transformată, pentru că încep să știu cine sunt, încep să-mi dau voie să-mi deschid inima, încep să-mi dau voie să manifest din interiorul meu și din copilul ăla interior, inocența copilului și iubirea leului, da? Iubirea octava înaltă a zodiei, și cu astea mă duc în față și cânt în acest cor. Și poate da, sunt și eu solist printre alți soliști. Da, sau se poate ca melodia pe care o cântă corul să se schimbe, sau tonalitatea. Asta zic, se schimbă datorită că fiecare dintre noi ne transformăm, ne deschidem. De asta se schimbă vibrația, pentru că eu o fac, vocea mea nu mai cântă din dorința mea de a fi în față, din nevoia mea de leu de a fi văzut și recunoscut, că de asta este această, ca la orice zodie, această dualitate. Leul vrea să iasă în față și de multe ori vrea să iasă în față cu putere și cu ego și cu supraviețuire. Vreau să ies în față, să fiu văzut și auzit, pentru că de fapt sunt încă rănit. Dar leul care nu mai este rănit, care și-a deschis inima, atunci vocea este din inimă, este din aliniere. De asta ți-am zis, în corul ăsta de care zici tu, va fi altfel, pentru că vine leul cu altă voce. Vocea exprimării de sine autentice. Exact. Și ce mai vine să mai susțină acest lucru este și ajutorul pe care ni-l dă Chiron, care Chiron unde este? Este în Berbec. Și berbecul vorbește rana de identitate. Deci noi venim la nivel karmic cu această rană de identitate și acum venim și se sprijină. Chiron sprijină această lunație cum face un sextil cu soarele în Vărsător, face un trigon, o susținere divină cu luna și practic face această legătură între leu, identitate, voce și comunitate. Se leagă toate la un loc. Chiron susține luna, da? Susține luna care luminează unde să mă mai duc eu, ce să mai văd eu, ca eu să aflu mai multe despre mine și să mă să mă relev în lumea asta din adevărul meu, sau să mă revărs prin exprimare, să mă exprim din adevărul meu. Adică Chiron vindecare, susține Luna, ai zis, da? Da. Care este mai luminoasă de data asta, că este Snow Moon. Da. Mm. Este într-un aspect dinamic cu Soarele, într-un sextil. Este într-un aspect tot de susținere cu Soarele, care este în Vărsător. Și iarăși revin și spun, Vărsătorul este susținerea din umbră. Și noutatea. Și vine și Uranus cu altă noutate. Sau cu ce vine Uranus? Uranus vine și provoacă. Provoacă cele două luminarii, le provoacă ca să... Știi cum e Uranus? Uranus pune niciun moment de plictiseală. Totul trebuie să fie palpitant. Nu trebuie să dormim în viața noastră. Trebuie să ne trăim viața, trebuie să fim activi, trebuie să... ca viața noastră să fie intensă și să fie interesantă, să nu ne plictisim. Fiindcă Uranus asta vine cu... E planeta adevărului, ne pune în față... această plancardă, adevărul, care este adevărul? Mi-aduceam aminte ceva important cu Uranus și nu știu. Adevărul. E planeta adevărului. Ce zice? Mai uite-te acolo. Mai sapă... Pune, cred, ca oglinda adevărului, cred că o pune. Da, mai sapă un pic în tine ca să mai vezi un pic din adevărul tău. Nu înseamnă că îl vezi pe tot. Dar acum iacă-te, este iarăși o perioadă în care să mai vezi un pic din tine. Și adevărul ăsta se referă la, la cine sunt eu, de ce sunt eu așa cum sunt și uite, aș spune acum câteva întrebări, care este puterea mea, asta asociată cu leul, asta asociată cu exprimarea de sine, cu... dorința mea de a fi văzută și auzită, cu iubirea din mine, da? Care este conexiunea mea cu aceste caracteristici ale leului? Eu despre mine, eu despre iubirea din mine, eu despre copilul din mine, să las copilul din mine să iasă afară, să fie văzut, eu despre a mă ridica și am dat voie să ies în față pentru mine, da? Și cum pot eu să hrănesc, să cultiv toate aceste întrebări despre mine, toate aceste răspunsuri, toate aceste a ieși în fața, a afla cine sunt, a mă manifesta, a spune despre mine, a arăta lumii, uitați-vă la mine, eu așa sunt. Poate că astăzi sunt așa, poate că mâine o să mă mai schimb, dar astăzi sunt așa și uitați-vă cine sunt. Sau cum pot să mai lucrez, ce mai am de făcut, în ce aspect al vieții mele mai am de făcut ceva astfel încât să ating potențialul cel mai înalt. Și atenție! Noi în orice moment suntem în potențialul nostru cel mai înalt. Chiar dacă ni se pare că nu. Chiar și atunci când suntem puțin în groapă și mai triști și mai... Tot potențialul nostru cel mai înalt este, pentru că altfel n-am putea să ținem starea de tristețe, să o susținem și să învățăm ceva din ea, să înțelegem și să trecem, să depășim momentele alea. Deci noi, știți că în unele terapii se tot spune să lucrăm cu lumină, să facem, să dregem ca să ne atingem potențialul cel mai înalt. Să ating un alt potențial, poate cel mai înalt. Pentru că eu acum, în momentul ăsta, sunt pe un potențial, pe cel mai înalt potențial al meu. Am acumulat, am învățat, am experimentat, m-am schimbat, m-am transformat, m-am repoziționat. Și sunt în momentul ăsta pe cel mai înalt potențial pe care puteam să-l ating cu toată experiența mea, cu toată viața pe care am trăit-o până acum. Că despre asta e vorba, despre cum am trăit până acum, ce am făcut până acum, sunt în potențialul cel mai înalt. Și mai este ceva important și aici atingem, Luminița, subiectul de care spuneai tu, întrebarea pe care ți-a pus-o cineva. Unde în viața mea, în ce arie sau în ce arii ale vieții mele, în ce zone ale vieții mele, acum sunt chemată de toată această conjunctură să ies din zona mea de confort, și să fac aceste mișcări pe care Leu mi le solicită, Luna în Leu mi le solicită, Vărsătorul mă sprijină, Chiron mi le arată rana, da, acolo mai e de vindecat, Uranus zice hai cu ceva nou și cu ceva legat de adevărul din tine. Și cam în acest loc suntem și, da, puteți să vă puneți aceste întrebări și să scrieți despre aceste întrebări pe care vi le-am spus și să vă faceți această analiză în felul în care am zis-o. Mai departe. Hai să revenim puțin la zona de confort. Liliana Alupoaie, un fan al canalului meu, mi-a pus două întrebări, de fapt, o să revin și la a doua întrebare și prima întrebare a fost ce înseamnă această zonă de confort, fiindcă ea tot este, într-adevăr, sunt niște automatisme, niște sintagme care sunt mai des folosite, a te ierta și așa mai departe, face parte din această listă. Și a întrebat ce reprezintă și eu am găsit în educalingo.com, am găsit câteva fraze, aș vrea să le citesc, ca să avem așa să spun o parte de teorie și după aceea Laura, în calitate de psiholog, de psihoterapeut și din experiența ta, aș vrea ca să comentezi aceste lucruri, fiindcă consider că este un lucru important. Îi mulțumesc Liliane și chiar vă încurajez pe voi toți să puneți întrebări. De fapt, această filmare am hotărât ca împreună cu Laura să o postăm pe canal, fiindcă mi se pare această lună în Leu, ce să fac? Leu ăsta vrea să iasă în față, da? Vrea să fie văzut de mai mulți și chiar cred că este o lunație importantă, o lunație pe care trebuie să o conștientizăm și aș vrea să o dăruiesc tuturor membrilor canalului nostru. O dată pe an facem acest lucru și cred că această lunație este foarte importantă de dăruit. Hai să revenim la zona de confort. Este o stare comportamentală, se spune aici, în care o persoană operează într-o stare neutră de anxietate, utilizând un set limitat de comportamente pentru a oferi un nivel constant de performanță, de obicei fără sentiment de risc. Personalitatea unei persoane poate fi descrisă de zonele de confort. Deci, practic, se leagă personalitatea de zona de confort. O zonă de confort este un tip de condiționare mentală care determină o persoană să creeze și să opereze limitele mentale. Astfel de limite creează un sentiment nefondat de securitate. Ca și inerția, o persoană care a stabilit o zonă de confort într-o anumită axa vieții va tinde să rămână în interiorul zonei fără a ieși în afară. Pentru a ieși în afara zonei, o persoană trebuie să experimenteze comportamente noi și diferite și să experimenteze răspunsuri noi și diferite care apar în mediul lor. Deci e vorba, din ce înțeleg eu, de lipsă de a risca, lipsă de curaj, inerție, da? Ia spune Laura, cum se interpretează din punct de vedere psihologic. De ce stăm în zona de confort? De ce stăm în zona de confort? Este o zonă în care ne-am obișnuit să stăm pentru că ne-am creat, funcționăm după niște tipare și după niște programe pe care le-am preluat sau pe care ni le-am creat. Avem anumite credințe despre un subiect anume, într-o zonă anume de viață. Dar avem anumite credințe după care funcționăm iarăși și spre exemplu, nu știu, o să mă gândesc și la exemple. Mintea mea știe că eu acolo sunt în siguranță, eu stau în zona de confort pentru că sunt în siguranță, pentru că am aceste programe și tipare am văzut și la părinții mei și la mine că funcționează, că mă țin în siguranță, că nu se întâmplă nimic necunoscut care ar putea să fie periculos pentru mine, pentru viața mea, pentru relațiile mele, da? Da, este vorba de faptul că nu am curajul să ies din zona de confort, pentru că așa m-am obișnuit și așa am trăit și așa cunosc și poate nici nu-mi trece prin cap că eu în acest domeniu al vieții sunt într-o zonă de confort. Uite, vă dau un exemplu. Într-o relație de cuplu în care ambii parteneri au avut ca experiență în copilărie, ca să legăm și de al doilea, de a doua întrebare, cu copilul interior, care au avut ca experiență în copilărie certuri între părinți, nesiguranță, o dinamică agresivă, să zicem, da. Aceste două persoane, un el și o ea, pentru ca să, stea una dintre soluțiile pe care le găsește inconștientul nostru ca să supraviețuim, este de a evita conflictul. Este comportamentul evitant. Evit conflictul. Eu nu mă mai cert. Da? Eu nu mă mai cert. Și ei se căsătoresc, ei nu se ceartă, dar ei acumulează frustrare. Ei nu că nu se ceartă, pentru că le e frică de conflict. Nici măcar nu știu să aibă o discuție sănătoasă în care să-și exprime punctele de vedere, dacă punctele de vedere sunt diferite. Și atunci fiecare stă cu punctul lui de vedere. Se inflamează acolo. Cu greu ajung la un echilibru între ei. Când au de făcut niște lucruri, nu știu să discute în mod sănătos, armonios, ca niște adulți. La un moment dat se inflamează, da, se adună frustrări și la un moment dat se inflamează, dar și atunci când se inflamează, conflictul sare într-o altă zonă de discuție și ambii caută să îl stingă cât mai repede, fără să ajungă la un rezultat. Deci cam asta este unul dintre exemplele în care oamenii nu pot să iasă din zona de confort, nu pot să-și pună punctul de vedere într-un mod... Dar asta se poate întâmpla în multe cazuri, într-un mod echilibrat, că nu venea cuvântul, da? Nu ies din zona asta, mai bine tac. Și multe femei au învățat asta, mai bine tac și vedem noi cum se așează lucrurile și poate pe urmă mai vedem ce mai se întâmplă și mai trece. Știi că mai era și vorba aceea românească, pe măsură ce trece timpul, timpul le rezolvă pe toate. Timpul le rezolvă, da. Timpul e... Și atunci avem acest un exemplu, comportamentul evitant, pentru ca să nu fiu obligată să ies din zona mea de confort, care este evit conflictul. Ăsta este un exemplu, da, puteți să extrapolați în orice altă zonă. Zona de confort este zona în care sunt în siguranță și mintea mea știe exact cum să funcționeze. Ca să ies din zona de confort, în primul rând trebuie să înțeleg că pe acest domeniu al vieții mă țin limitată în această zonă de confort, nu-mi dau voie să mă mișc, să văd ce este afară din această cutiuță. În primul rând trebuie să conștientizez, să aflu care sunt programele, tiparele, credințele, comportamentele care mă țin și da, psihologia comportamentală poate să te ajute să schimbi anumite comportamente. Dacă până acum atunci când apărea o divergență între cei doi, dacă până acum ei evitau, știi, și spuneau așa mai de departe, ar trebui să facem asta sau ar trebui să facem asta și nimeni nu și-a asumat nicio responsabilitate, acum, în momentul în care îți asumi că vrei să ieși din zona de confort, spui clar, nu trebuie să te iei la bătaie, dar spui clar, uite, pentru mine lucrurile stau așa și așa și așa, asta este părerea mea, și vreau să ne uităm la punctul meu de vedere, la fel cum ne uităm și la punctul tău de vedere și hai să, chiar dacă sunt divergente și chiar dacă ne permitem să ne și certăm, să ne dăm voie să avem opinii diferite, nu să ne dăm în cap, dar putem să punem acolo, ziceai mai devreme de Uranus vrea să ne trăim viața, putem să punem sare și piper în relație. Deci asta e cu zona de confort. Ce mai vreau să... o constrângere. Să spun aici, legat de, puteți să vă uitați, spre exemplu, dacă tot vorbim de energia leului care a sărit așa, ne-a ieșit în față, uitați-vă la casa astrologică, domeniul unde aveți această energie a leului activată. Și leul, vă dați seama, el este cel care iese din zona de confort, iese din afara zonei, de confort, este cel care are curaj, da? Cel care iese pe scenă. Știți că a ieși pe scenă este un mare trac, este foarte dificil. Sunt foarte multe persoane cărora le e frică foarte mult. După frica de moarte vine frica de a fi public, de a fi în public, de a fi pe scenă. Și leul asta ne arată. Și uitați-vă în harta voastră, da? Și aștept comentarii la această filmare pe canalul meu de YouTube, aștept comentarii să-mi spuneți dacă cumva simțiți sau constatați sau vedeți că aveți niște blocaje și aceste blocaje se pot manifesta și mai, să zic așa, mai analitic dacă aveți planete care sunt în relații tensionate sau dacă guvernatorul casei unde este leul este în relație tensionată cu soarele vostru, cu luna voastră, cu Venus, da? Cu toate aceste planete personale care, cu ascendentul vostru, modul în care vă exprimați. Și este foarte interesant de văzut. Deci fiecare din voi puteți să faceți o analiză, da? O analiză. Ce este pentru voi zona de confort? Ce reprezintă această zonă de confort? Unde nu sunteți dispuși să riscați? Unde stați acolo în starea aceea de securitate, de totul este foarte sigur, dar în același timp, așa cum spunea, este o stare de falsă securitate, fiindcă ne blochează. Suntem morți în viața noastră, da? Nu mergem, nu evoluăm înainte, da? Nu suntem în viața noastră prezenți. Nu suntem prezenți absolut deloc, pentru că dacă noi funcționăm după cum am fost obișnuiți și după niște programe știpare care poate ne-au fost de folos, așa cum am mai zis și altă dată, dar poate ne-au fost de folos în anumite momente, dar nu în fiecare moment al vieții mele mai sunt și acum nu mai sunt acele momente, acele experiențe, sunt cu totul altele și nu se mai potrivesc. Și această prezență în viața noastră, această aliniere cu adevăratul eu, această aliniere cu tot ce însemn eu ca om, ce vorbeam mai devreme, hai să ne mai uităm, să mai vedem un pic despre noi, ce suntem la această lunație, cine suntem și cum suntem. Această aliniere îmi dă, mă și împinge înainte, îmi dă și curajul ca eu să merg înainte și să zic, da măi, nu mai sunt cea de ieri, oricum nu mai suntem, dar să conștientizăm că nu mai suntem și cu cât conștientizăm, cu cât ne uităm la noi, ne punem întrebări, ne facem analize, ne mai descoperim câte o bucățică acolo din noi, cu atât avem și curajul să zicem, da măi, nu se mai potrivește cu viața mea. Până acum mă comportam așa, dacă cineva din apropierea mea, de la servici, de nu știu unde, îmi reproșa un lucru pentru că, sau uite, un alt subiect pe care l-am avut acum cu cineva, cu o clientă, zilele trecute. Fă tu că tu știi să faci asta. Știi să faci, da, tu știi mai bine. Bine, că tu te pricepi, că tu ești bună, dar când e vorba de luat o avansare sau o primă, ia altcineva. Exact. Chiar a fost o chestie zilele trecute. Și atunci am curajul, după toate aceste mișcări care se întâmplă în mine, am forța interioară să ies și să stand up for myself, să mă ridic pentru mine și să-mi exprim, să-mi spun ce am de spus, punctul de vedere și să spun, păi uite, eu am făcut asta și asta și asta și de fiecare dată când a fost nevoie am rămas peste program sau am luat o lucrare în plus că nu știu cine intrase în concediu sau nu știu ce se întâmplase. Astea sunt evaluările, astea sunt care este adevărul, dar n-am curajul să fac lucrurile astea dacă nu ies din zona de confort și dacă nu mă gândesc la ele și dacă nu mă uit în mine. Fii sigură că se vor întâmpla foarte multe lucruri, fiindcă aici în leu, știi foarte bine, e și Lilith, care va sta până pe 3 octombrie. Deci vom avea timp suficient să lucrăm cu zona asta de confort până nu o să mai putem. Și în același timp, la vară, iulie, august, începutul lui septembrie, Venus retrogradă în Leu. De asemenea... Lasă leoaica din noi. Leoaica din noi, exact. Adevărata femeie din noi, da? Amazoana. Deci vine Lilith, bagă bățul prin gard, Amazoana, femeia liberă. Poate și... nu Amazoana, pentru că Amazoana a fost înainte de... Amazoanele au fost înainte de sistemul ăsta patriarhal și nu am vrea să mergem acolo. Am vrea să ne întoarcem la femeia adevărată, echilibrată. Exact. La feminitatea reală. Da, și o să vorbim puțin și despre faptul că este vorba și despre vindecarea masculinului acum. Da. Dar hai înainte de a vorbi de masculin-feminin, fiindcă o să revenim la relația între Soare și Lună, care este eminamente, hai să punctăm puțin și copilul interior, fiindcă tot Liliana ne-a mai pus o întrebare legată și de acest copil interior. De ce? Fiindcă practic noi vrem să ieșim din zona de confort, așa cum ai spus, dacă avem aceste tipare, dacă atunci când am fost copii, am fost răniți, am avut traume, am fost abuzați, da? Poate chiar și cu un cuvânt. Sunt lucruri care ne pot afecta și tot de copilul interior vorbim, tot la energia leului, fiindcă când vorbim despre zodia leu vorbim și de copilul interior și atunci ar trebui, la fel când vă uitați în hartă, să vedeți care este relația voastră cu acest copil interior. Hai să vedem, Laura, ce-i cu acest copil interior, fiindcă și despre copilul interior se vorbește foarte mult, dar cred că se explică foarte puțin. Pentru că nu este așa de simplu de explicat despre ce este vorba cu acest copil interior. Este o parte a inconștientului nostru, este acea parte din noi care în copilărie a trăit niște experiențe. Și unii spun că avem o parte... deci toate aceste experiențe acumulate în inconștientul nostru formează copilul interior. Și unii spun că acest copil interior este și el format din două părți. Copilul rănit, copilul care suferă, copilul care este abuzat și abuzat, nu? Abuzat în diverse feluri. Acum, cuvântul abuz sperie lumea. Că lumea când spune copilul abuzat, mulți se gândesc la... Abuz fizic, efectiv bătaie sau abuz sexual. Exact. Dar există și abuz verbal, psihic, și verbal. Și abuz verbal. Și atunci, dar nu toți copiii au avut. Adică sunt oameni care zic, uite, am avut o copilărie cât de cât liniștită. Cu toate acestea, tot ca și copii, tot am avut și noi niște experiențe. Poate că n-am avut niște experiențe cu părinții noștri care să ne afecteze așa de tare, dar poate am avut niște experiențe la școală, cu alți copii, cu învățători, cu educatori, pe stradă, în curtea școlii, sau poate cu bunicii cu care ne-am întâlnit, am crescut, a fost vreunul dintre ei mai aspru și percepțiile copilului, felul în care copilul simte lucrurile sunt mult mai complexe și total diferite de ale adulților și poate că ceea ce unui adult îi se pare ceva ce n-ar putea să afecteze un copil, pe copil l-a afectat. Și toate aceste experiențe, da, și să mă întorc la asta, există această parte a copilului rănit, să zicem, da, care suferă și care stă ascuns acolo în noi și care reacționează de câte ori este ceva care vine din exterior și ne butonează și ne pune degetul pe rană. Când am sărit în sus, când am reacționat într-o discuție, într-o situație, într-o experiență față de o anumită persoană, să știți că atunci este copilul rănit. Și mai este o parte a copilului, copilul de lumină îl numesc unii, copilul divin, copilul... magic, copilul magic, da? Care și copilul magic ce-a făcut? Ca să nu mă doară așa, ca să nu-l mai doară așa de tare pe copilul rănit, copilul magic a creat niște povești și a creat niște imagini și a văzut că totul poate să fie lumină și divin și a fugit de realitate. Și noi nu putem să fim cine suntem până nu aflăm ce-i cu copiii ăștia din noi. Și ca să ajung, poate că am câteodată nevoie de copilul acesta de lumină, divin, magic, ca să mă ajute să ajung la copilul rănit, că mulți copii interiori din noi sunt foarte răniți. Foarte răniți. Stop, o clipă, că mi-a venit o întrebare. În constelații, da, că vorba aia, asta e specialitatea ta, în constelații cu ce lucrăm? Lucrăm cu copilul interior? Lucrăm cu sinele nostru? Cu cine lucrăm? Cu oricine putem să lucrăm. Putem să lucrăm și cu copilul interior. Putem să lucrăm și cu o parte din noi. În această, psihicul nostru, după cum acest concept l-a adus în atenția noastră Jung, psihicul nostru se împarte în mai multe. Eu pot să fiu un adult și să am o experiență acum, Doamne ferește, mai traumatizantă și atunci psihicul se împarte, apare o parte care să mă ajute să fac față acestei experiențe. Ca, spre exemplu, când am avut eu atunci accidentul, da? Eu atunci nu mai eram copil, eram adult, da? Că eram tânără, da? Și atunci s-a splitat o parte din mine. Deci toate, știți că eu v-am mai spus, toate aceste părți noi avem nevoie să le căutăm, să le chemăm, să le adunăm, să le vedem, să le înțelegem, să stăm cu ele, astfel încât ele să se vindece, să vedem ce au avut ele, ce au adus ele, cum au mișcat ele, pentru că toate astea s-au întâmplat spre devenirea noastră, spre creșterea noastră. Nu s-au întâmplat, nimic nu s-a întâmplat în van, totul s-a întâmplat spre creșterea noastră. Și atunci, această muncă interioară e bine și e frumos să înceapă cu copilul interior. Am înțeles. Eu zic așa, fiindcă subiectul este, așa, subiectul este vast. Eu nicio promisiune, nu vreau să fac nicio promisiune, este atât de aglomerat încă nu vreau să facem nicio. Ziceam așa, să așteptăm întrebările, comentariile și vom reveni ulterior, dacă aveți, fiindcă subiectul este foarte vast și nu ne mai terminăm, sunt sigură că sunt teme foarte, foarte vaste și atunci așteptăm comentariile voastre, așteptăm întrebările voastre, le voi aduna și împreună cu Laura, probabil că după ce va veni ea din Dubai, vom face o altă filmare, fiindcă cred că este o temă foarte interesantă și cred că aș face-o, așa mă gândesc eu așa, să o facem și legată de constelații și legată de experiențele tale din constelații, fiindcă oamenii sunt foarte interesați de constelațiile de familie și atunci prin experiențe, prin prezentarea unor studii de caz, cred că o să înțeleagă mult mai bine. Atunci așteptăm comentariile voastre, sunt sigură că vor fi foarte multe și foarte interesante și vom reveni pe această temă. E ok, Laura? Este ok și să ne întoarcem acum, dacă tot vorbeam de oile noastre. Hai cu oile noastre. Alte două părți ale noastre, la partea mea feminină, partea mea masculină, da? Toți avem asta. Noi femeile avem preponderent activată partea feminină, că de asta suntem femei, și bărbații au preponderent activată, natural, prin natură, activată partea masculină. Însă, datorită experiențelor de viață, și noi, femeile, ne activăm și ne-am activat foarte mult această parte masculină din noi și bărbații au avut și ei nevoie să-și activeze în anumite experiențe de viață partea feminină. Și-au activat-o, nu știu cum să mă exprim de fapt. Și-au manifestat-o? Și o manifestă, da? Atunci când și ce este rău, nu știu, bine, rău, a avut un sens și asta. Ce s-a întâmplat cu bărbații de pe acest pământ este că au fost educați. Tu ești bărbat și n-ai voie să plângi, tu n-ai voie să ai sentimente, tu n-ai voie să simți. Și dacă stăm de vorbă și ne uităm cu inima deschisă și cu adevărat la bărbații din jurul nostru, ei de multe ori sunt uneori și mai sensibili. Adică și femininul lor simte, și femininul lor, și partea aceasta a lor, și ei decât ne-ar trece nouă, mai sensibil decât ne-ar trece nouă prin cap, tocmai pentru că și-au închis, nu și-au dat voie atâta mare de vreme să-și manifeste emoțiile, să simtă, să se arate că sunt sensibili și că simt și că sunt emoționați și că le vine să plângă și că îi doare și pe ei, da? Și că sunt răniți și ei. Nici măcar nu și-au dat voie să accepte că sunt răniți, da? Și ne întoarcem la noi femeile, care ce-am făcut? Am scos bărbatul luptător, direcționat, supraviețuitor din noi și ne-am dus înainte pentru că n-am avut încotro. Pentru că a trebuit să supraviețuim. Multe au trebuit să-și crească copiii singure și nu blamăm pe nimeni, pentru că dacă bărbații aceia n-au fost disponibili să stea cu femeile lor și să-și crească copiii, n-au fost disponibili din rană, din durere, din suferință, din stat într-o zonă de neconștientizare, de a nu ști cine sunt și ce-i cu mine și care-i rostul meu, de a nu putea să-mi asum responsabilitatea pentru viața mea și pentru ce am făcut în viața mea din cauza rănilor și din cauza locului în care sunt și din cauza zonei de confort, adică stau în zonă, dacă atâta știu, atâta pot, aici sunt în siguranță. Și nici pe femei nu le acuzăm, adică fiți atente aici, pentru că este așa o balanță între noi, femeile și bărbații, tot timpul s-a reglat această balanță, chiar dacă noi nu suntem conștiente sau conștienți de asta acum. Adică în mod e atât de complex și de viața asta e așa de puternică și de surprinzătoare, s-a reglat balanța. Dacă el a fost rănit și a stat într-o stare de victimă și slab și n-a putut să-și asume, mi-am asumat eu, am făcut eu. Dar dacă eu n-am putut să-l văd pe el și l-am criticat, că și noi și l-am... nici noi nu i-am ajutat pe ei, nici ei nu ne-au ajutat pe noi. Aici vreau să zic că s-a făcut balanța. Nici noi nu i-am ajutat pe ei, nici ei nu ne-au ajutat pe noi, nici noi nu i-am ajutat pe ei. Ne-am ajutat în niște limite, am făcut niște lucruri împreună, am născut niște copii care trebuiau să se nască din aceste două persoane, pentru că niciun copil nu se naște aleatoriu. Întâmplător, da. Întâmplător din două persoane, da. Și s-a tot reglat balanța. Când ne-am iubit unul pe altul, când ne-am urât, da, da. Altora. Și tot așa. Și acum, de ce este importantă iarăși această lunație? Pentru că eu, dacă mă uit în mine, mă mai analizez puțin, mai aflu ceva despre mine, pot să mă repoziționez și hai să nu ne ducem neapărat cu gândul către bărbații din viața noastră. Să ducem în primul rând către bărbatul din interiorul nostru. Cât de rănit și de chinuit a fost bărbatul ăsta din mine de a ieșit în față cu paloșa și cu platoșa și cu platoșul și cu sabia în față, să taie și să pânzure, să se lupte. Să castreze bărbații. Și să castreze bărbații și să se răzbune și lasă că arăt eu lumii ăsteia și arăt eu și mamei și arăt eu și tatălui și le arăt eu că reușesc. Că reușesc. Cu ce preț am reușit? Și cât de rănită este. Și să ne mai uităm, și vă spun din propria mea experiență, cred că eram în 2014, eram în concediu, eram la munte, era o zăpadă frumoasă afară, dar era rece. Și după prima zi de stat afară la zăpadă și mers pe munte și nu știu ce, am răcit. Am răcit atât de rău de a trebui să stau închisă în camera de hotel, pentru că aveam de lucrat. Lucrasem până atunci destul de mult în anul acela, cu femininul și cu masculinul și cu părți de ale mele și cu mine. Și atunci trebuia să fac ceva anume cu masculinul și cu femininul. Și vreau să vă zic că am fost obligată, adică nici măcar la masa de atât de răcită eram, nu puteam să mă duc. Și a fost extraordinară acea experiență de stat cu mine, pentru că atunci am văzut, deci vă dați seama, eu lucrez din 95, în 2014, am văzut clar cât de tare partea mea feminină, deci nu altcineva din afară, partea mea feminină a rănit partea mea masculină, masculinul din mine. Deci nu vă pot explica cât a fost de dureros să văd asta. Femininul din mine, eu pe mine. Deci țineți cont de lucrurile astea. Noi ni le facem cu mâna noastră pe toate. Și după aia arătăm în exterior. Tu mi-ai făcut-o și știți cum e povestea aia cu arătatul în exterior, da? Arăt către tine, dar de fapt celelalte degete arată. Da, în spate. Da. Acum e foarte important legat de ceea ce spui tu, faptul că anul 2023 este tot un an relațional, da, cu foarte multe aspecte relaționale. Am început anul cu un Marte retrograd, în vară avem Venus retrograd, deci un an în care Marte-Venus sunt retrograde și ne oferă lecții de viață și tocmai acum la această lunație, apropo de ceea ce spui tu, Marte și Venus sunt în quadratură, sunt într-o poziție tensionată, Venus este în exaltare, este în Pești, adică este în această zodie a compasiunii, a frumuseții, deci se simte foarte, foarte bine, da? Și Marte este în Gemeni, deci practic masculinul conștientizează, învață, înțelege lucrurile cu totul și cu totul altfel, iar Venus în Pești este cea care se folosește de intuiție, deci este aici un amestec foarte interesant între intuiție și logică și putem să spunem că o quadratură reprezintă o tensiune, dar în același timp orice quadratură este calea cea mai scurtă de a rezolva, de a evolua, de a crește. Și atunci, în aceste contradicții, ceea ce simțim, copilul interior, zona de confort, soare, lună, masculin, feminin, tot acest context ne oferă acel salt, da? Salt cuantic, da? Către o nouă realitate. Da, și știi că mai vorbisem noi de acest aspect, ca să o spunem acum, dacă tot am vorbit de tot anul și să ne focusăm un pic pe noi, că sunt mai multe aspecte ale feminității anul ăsta care se plimbă de colo-colo și Lilith-ul și... Venus retrogradă în... Retrograd și așa. Iar Marte rămâne doar în Gemeni, ca și când partea asta de masculin rămâne stabil într-un loc... Da. Determinat și hotărât să stea acolo și să susțină din acea, astfel încât să lase femininul să descopere mai multe aspecte ale sale fără să-l încurce cu alte aspecte ale masculinului. Da? Eu stau aici, masculinul, da, zice, stau aici în Gemeni cu tot ceea ce înseamnă Marte în Gemeni și acum voi care sunteți pasionate de astrologie și vedeți cum poate Marte în Gemeni să ajute diferite aspecte ale femininului care se plimbă. Marte în Gemeni, eu zic că este bărbatul care gândește, războinicul care gândește, nu mai scoate sabia, scoate pixul, da? Și el gândește sau conștientizează sau vorbește sau comunică și vorbește și comunică. Exact. Comunică și își dă voie să spună lucrurile, uite, așa este, și susține comunicarea și susține deschiderea către comunicare. E foarte important ce se întâmplă. Asta este acum, la această lunație, vindecarea pe care noi o avem de adus în masculinul din noi. Da? Să dau voie părții mele masculine să se deschidă, să aibă încredere că este auzit, ascultat, văzut, ca să poate să comunice, să spună, da, eu pot, zice masculinul, eu pot să planific, să organizez, să acționez în sensul în care tu zici femininul. Femininul are ideea, creativitatea, da? Eu pot să fac asta, dar vreau să mai îmi povestești ceva, vreau să mai aud ceva, vreau să văd că ai încredere că pot, nu să te bași peste mine și să-mi dai iar peste mână să zici, lasă că fac eu. Uitați-vă și la asta. Da. Acum, legat de ritualurile pe care putem să le facem, dacă vorbim de energia leului, ea este o energie foarte, foarte puternică și putem să o manifestăm în diferite feluri. Spre exemplu, putem să ne conectăm la chakra plexului solar, da? Să vedem cum ne simțim, da? Cât de împuterniciți suntem, dacă avem încredere în noi, dacă simțim această încredere, da? Dacă simțim această chakră, că este încărcată sau că energia, da? Circulă pe toate chakrele, și atunci puteți să faceți un simplu ritual în care să vă armonizați aceste chakre. Eu zic că este un ritual foarte simplu, un ritual de meditație în care să mergeți din chakră în chakră, dar cu focusul pe această chakră a plexului solar, da? Să vedeți că de aici, practic, aici este căldura, aici este energia care face ca toată această energie să curgă, da? Să curgă foarte, foarte armonios. Ce mai putem să mai facem cu energia leului? Da? Să dansăm, să ieșim, nu știu, la un eveniment, să ieșim cu prietenii, da? Dar să fim în această energie de foc, deci focul acesta, pasiunea, da? Să ne placă ceea ce facem, să ascultăm o muzică care ne place, poate să fim atenți la corpul nostru, poate chiar să faceți un masaj, fiindcă, vedeți, leul trebuie să se simtă bine din toate punctele de vedere, da? Și din punctul acesta de vedere al evenimentelor, entertainment-ul, da? Distracția, dar trebuie ca să se simtă bine și în corpul lui, da? Trebuie să arate bine, puteți să vă duceți, să faceți o sesiune de shopping, da? Să vă cumpărați ceva așa special în care chiar să vă simțiți ca o adevărată regină, ca o adevărată leoaică, da? În același timp puteți să ieșiți afară în razele soarelui, e vorba de această conectare, da? Să vă încărcați cu această energie solară. Deci sunt foarte multe lucruri pe care puteți să le faceți. Din cauza aceasta nu am ales, am vrut să vă conectați voi la energia aceasta a leului. Și chiar aștept să-mi spuneți voi la ce ritual v-ați gândit, ritualuri cu foc, da? Puteți să vă faceți o cruce de lumină, da? Să lucrați cu cristale, ochi de tigru, citrin, carneol sau onix, da? Cristale cu care să vă conectați la această energie solară, da? Deci sunt foarte multe lucruri pe care puteți să le faceți, dar ce este important este să vă concentrați pe voi și pe această energie a leului. Puteți să faceți o afirmație foarte, foarte simplă: sunt în puterea mea personală. Deci această afirmație puteți să o folosiți în orice meditație, în orice ritual pe care îl faceți, da? Pășesc în puterea mea personală, sunt în puterea mea personală cu încredere, da? Încrederea este un alt cuvânt cheie pentru energia leului. Și cu mult curaj explorez tot ceea ce este în afara zonei de confort. Da? Am început cu zona de confort, hai să finalizăm așa cu această zonă de confort. Deci faceți ceva cu ocazia acestei lunații, un lucru mic poate, dar care să vă scoată din zona de confort. Faceți ceva ce n-ați mai făcut. Sau faceți de obicei. Da, exact. Sau n-ați mai avut curaj să faceți. Sau ați spus, nu știu dacă mi iese. Încercați. Uite, spre exemplu, îi spuneam unei cliente mai tinere: dacă te simți singură și nu știu, tu te ia bilete la teatru, ia bilete la operă. Da, singură, fă ceva ce n-ai făcut. Da. Exact. Pleacă singură de acasă, nu la cumpărături, că pe asta ai mai făcut-o, într-un loc în care nu te-ai mai dus. Sau, nu știu. Da, deci nu uitați, duminică 5 februarie are loc această lunație. Noi vă susținem energia, eu și cu Laura vom fi plecate la Călăraș la un weekend de constelații de familie. Noi suntem aici alături de voi. Aceasta este o filmare o filmare de ritual, da? De fapt, noi am numit-o ritual, dar nici nu este ritual, este un dialog între noi două. Vorbim pe tema fiecărei lunații. Da, poate schimb și denumirea. Dialog despre lunație sau dialog ceva. Dialog despre lunație, exact. Este vorba de acest dialog plecând de la hartă, plecând de la aspectele care au loc. Împreună cu Laura, în comunitatea Sirius, organizăm la fiecare lună plină, la fiecare lună nouă, acest ritual, acest dialog pe care l-ați văzut astăzi și la care aveți acces. Este cadoul nostru, este darul nostru din inimă, că vorbim de energia leului care ne conectează la chakra inimii, este cadoul nostru din inimă pe care vi-l facem cu mult drag și cu multă recunoștință, fiindcă sunteți alături de noi, ne urmăriți. La fiecare lunație facem acest dialog, ca să nu zicem ritual, în care, da, dăm și un anumit ritual pentru lunația respectivă și facem o meditație. Acestea sunt specifice pentru comunitatea noastră Sirius. Da, și în afară de aceste meditații și ritualuri, mai avem și o zi pe lună în care ne întâlnim cu membrii comunității și în care lucrăm constelații, comentăm aspectele care sunt în luna respectivă, sărbătorim pe cei care își aniversează ziua de naștere. Aceasta va fi. Și de data aceasta va fi pe 7. Pe 7, da. Și dacă simțiți această chemare, da, să fiți alături de noi, aveți timp să vă înscrieți. Eu o să introduc în comentariile la această filmare, o să introduc linkul prin care puteți să vă înscrieți și un link în care vă explicăm cum puteți să vă înscrieți în comunitatea noastră. Vă așteptăm cu drag alături de noi și de data aceasta, Luminița, pentru că leul din ea a împins-o, a zis, hai acest dialog, da, să-l postăm pe YouTube, să nu-l mai păstrăm, exact, doar pe... Acesta este darul nostru. Haideți să extragem și o carte. Am acest set Making Magic Oracle, deci este de la Priestess Moon, deci exact de la preoteasa Lună, deci exact cu dedicație directă de la Lună, chiar este și în această culoare foarte frumoasă, aurie, și hai să vedem mesajul și după aceea vom vedea ce evenimente mai avem și vă așteptăm alături de noi. Hai să vedem energia acestei lunații, ce fairy magic. Deci avem magie, magia zânelor, avem să lucrăm cu tot ceea ce reprezintă magie în viața noastră. Aici e vorba despre zâne, dar eu zic că putem să extindem acest context, să lucrăm cu tot ceea ce ne conectează cu toate energiile pe care le avem la dispoziție, energiile legate de lumea nevăzută. Da? Deci lumea nevăzută este la dispoziția noastră și decât trebuie să o accesăm. Deci haideți să facem din acest moment de lună plină un moment de magie. Și revin acum cu cele două tabere. Deja avem înscriși în tabăra de la solstițiul de vară, este tabăra de la Cisnădioara, în care voi fi împreună cu Laura și vom avea, ca să echilibrăm această energie masculin-feminin, un invitat special, numerologul Romeo Popescu. Vom vorbi despre relații. Deci este o tabără eminamente despre relații. Vom vorbi din punct de vedere astrologii, numerologii și Laura va lucra practic aceste teme, constelații sistemice de familie, constelații astrologice, meditații. Va fi foarte, foarte fain, fiindcă la Cisnădioara este o energie foarte, foarte specială. Tu spui solstițiu, echinoxiu, spune datele taberei. Între 21 și 25 iunie. Da? În 21 iunie este solstițiul de vară și vom lansa acum, înainte de această lunație sau la această lunație, vom lansa și tabăra din Tenerife, care va avea loc între 20 și 27 septembrie la echinocțiul de toamnă. De-abia așteptăm să lucrăm alături de voi, cei care aveți curajul să ieșiți din zona de confort, da? Și să vă uitați la părțile voastre. Și să vă uitați la părțile voastre și să acceptați, da, să lucrați cu voi. Vă așteptăm cu mare drag alături de noi în cele două tabere. Laura vă așteaptă la constelațiile ei de familie și vedeți care este programul constelațiilor. Eu vă aștept la consultațiile astrologice. Văd că din ce în ce mai multe persoane sunt foarte interesate în această zonă de consultații, să se cunoască mai bine, să lucreze personal, ceea ce este extraordinar. Și eu zic că noi avem aici o misiune și facem această misiune cu plăcere, din toată inima și cu multă responsabilitate. Mulțumim frumos și că sunteți alături de noi și vă dorim zile frumoase. Mulțumim în primul rând membrilor Sirius că sunt alături de noi și vă mulțumim și vouă celor de pe canalul de YouTube că ne urmăriți. Dacă doriți să susțineți canalul meu de YouTube, Astrolog Luminița Ristea, apăsați butonul like, subscribe și dacă doriți să fiți alături de mine și de Laura în comunitatea Sirius, apăsați butonul join, alătură-te și sunteți alături de noi. Toate cele bune și să ne revedem cu bine! Numai bine!